I got these bitches going crazy, they going crazy. You know you rappers who gaze, you're lazy, I'm living way. Mai faceți, eu sunt Turtul și bine v-am regăsit cu un nou episod din seria noastră de Survival Games. Astăzi ne jucăm pe mapa Par72 și dacă vă place serie și vreți să continuăm, hai să strângem multe, multe like-uri pentru episodul de azi. Ne jucăm pe Spain și da, bă, băieți, n-am mai jucat pe serverul ăsta de mult timp, doar că am zis să-i dau o șansă pentru că și pe Badline e destul de nasol, având în vedere că, nu știu, adică sunt o grămadă de playeri care nu știu ce fac pe acolo, ocupă arene și tot acâmul. Așa că hai să vedem ce putem să facem în meciul de azi. Încă n-am dat teza pentru că episodul ăsta e filmat într-o altă zi, dar o să vă povestesc eu altă dată. Și, da, nu știu, m-am decis de acum să fac episoadele altfel, în sensul că vreau să fac, nu știu, episoadele să le am puse dinainte, să le am puse, uploadate și făcute dinainte cu o zi, să le postez, pentru că vreau să am un program de postare ceva mai legat, în sensul că nu mai vreau să am zile în care, nu știu, adică probabil că vor mai exista zile în care nu o să postez, să nu mai fie atât de dese, în sensul că de multe ori nu mai apuc să postez episodul pentru că îl filmez prea târziu, dar așa nu va mai fi nicio problemă, având în vedere că eu deja am postat un episod pe ziua respectivă, de exemplu astăzi, chiar dacă e lumină afară când filmez, dar poate câteodată ori nu-mi iese, poate câteodată efectiv n-am timp și atunci cred că așa este cel mai bine. Și nu știu, am decis să fac câteva schimbări, în sensul că nu mai vreau să vorbesc nu mai vreau să vorbesc atât de tare. Nu știu, acum aș vrea să îmi spuneți și voi dacă vreți să fiu ca înainte sau vreți să fiu cum e acum. Adică, nu știu, mi se părea un pic că vorbeam cam tare și nu prea îmi plăcea chestia asta. Ok, hai să facem și noi sabia asta de diamond. Destul de ok. Și ne apropiem și noi foarte, foarte, foarte rapid de un ca. Vreau să vă mulțumesc, adică mai avem 25 de abonați și asta este foarte bine. Chiar a mers destul de ok. De când a început școala a mers ceva mai ok decât înainte. Și aș vrea să mă apuc să fac și ceva colaborări, pentru că, mamă, ok, cam ușor. Avea acest play de iron, perfect. Hai să dropăm asta frumos. Și acum aș vrea să-ți iau și pantaloni înapoi dacă nu te superi. Și, bă, hai că avem iteme foarte, foarte bune. Aș vrea să mai fac acum două FNS-uri. Așa, perfect, punem una aici. Punem un foc și hai să aruncăm o grămadă de chestii inutile. Avem și bărci, da, n-o să le păstrez degeaba. Stau în așa. Bă, poate că trebuia să păstrez bărcile alea, habar n-am. Mâncăm asta. Peste rău o să le arunc, pentru că nu am ce să fac cu ele, să fim serioși. Și cred că cam asta ar fi. E destul de ok, nu? Hai că merge bine meciul, deocamdată. Ok, asta e un fel de MCG din ăla old school, adică, frate, pe Badline vedeați că la fiecare episod făceam undeva la peste 3-4 kill-uri, pentru că, sincer să fiu, acolo era altă treabă, adică dădeai de player imediat, având în vedere că mapele nu erau cele mai jucate și, na, dacă, de exemplu, venea o mapă din aia random, toți oamenii se duceau într-un singur loc pe care îl știa toată lumea și, na, era destul de nașpa, dar, nu știu, poate că e mai bine așa, o să vedem noi pe parcurs. Oricum, o să mai alternăm serverele, nu vreau să fac doar pe un server pentru că nu mi se pare ok, în sensul că dacă acum MCG-ul care era bun nu mai e, oricum, eu nici înainte nu făceam doar pe MCG, având în vedere că, nu știu, la unii le place sistemul de Badline, la unii le place sistemul vechi, old school de MCG. Sincer, mie cel mai mult îmi plăcea sistemul de Badline vechi, adică Badline-ul 1.0, ăla care era în ranked. Frate, sincer, părerea mea e că ăla a fost cel mai reușit sistem de MCG, doar că, desigur, l-au schimbat și pe acela, că de ce nu la urmormei. Totul se schimbă, numai noi rămânem aceiași sau parțial aceiași. Și, na, nu știu, vreau să fac și ceva colaborări în următoarea perioadă. Aș vrea să fac o colaborare cu X-Andred pentru că, nu știu, s-a părut un băiat destul de treabă. Vreau să fac o colaborare și cu Ștefan RNG, dacă o să puc. Nu știu, cu Ștefan Beginar, toți Ștefanii. Ce-i cu tine, băiatule? Am dat aici clean-up intens. Dar nici n-aveam de ales, adică, mamă, 5 diamante, hai să ne ducem. Deci nu știu ce să fac, sincer. Mânca ghepălul ăla pentru că, mama mia, stare hack.
De ce pot garanta pe chestia asta? Da, are hack. Uite-te și tu cum... What? Sau are lag? Greu de spus. Bun, hai să ne facem pantalon de diamond. Mamă. Dacă mai aveam un diamond, era... easy, rău. Păi, cred că în momentul ăsta avem cam de toate. Am un apple? Ok, perfect. Cu și ghiapple. Nu mai săgez, n-am mai apucat să fac, dar e ok. Avem 21. Hai că e bine. Putem câștiga meciul ăsta destul de ușor, cred. Oh, e ok și aici pe Spain, nu știu. Oh, God. Eram obișnuit să înceapă în 5 secunde. Dar eu sunt mai old school, așa că... Bă, du-te, bă, de aici. Nu lăsați, mă, pe ăla să-și facă stand-up. Mamă, numai pe lângă dau săgețile. Hai, încoace. Holy fuck! Nu-l pot atinge! Nu ca și un ghepăl. Nu m-am prea jucat azi și nu sunt încălzit absolut deloc. Da, absolut deloc. Băteți-vă, mă, între voi, bă, ce dracu! Dar mai ești bun? Dar nu mai faceți... Bă, asta e cel mai nasol, adică... Jingle eu nu mai sunt obișnuit bells, să joc cu teamări pentru că... Pentru că pe Bad Lion se joacă... Hai să-l omorăm pe ăsta. Ok, l-am bătut pe ăsta. Ok, și da, bă, băieți, cam atât ar fi și cu episodul de azi din Minecraft Royal Games. Eu sper că v-a plăcut, astfel, până data viitoare, eu am fost Turtle și ne revedem la următorul episod. Pa, pa!